Slăvit să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Voi citi un singur verset din cartea Evanghelistului Ioan de la capitolul 13 și anume versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt aici pentru că la 5:30 am aterizat pe aeroportul din Cluj. Am vorbit cu o persoană să vină să mă ducă până acasă cu mașina la Suceava, dar persoana aceea nu poate veni decât după ora 8. Mi-am adus aminte că e marți seara și l-am sunat pe fratele Bogdan dacă nu știe un loc de rugăciune, să nu stau în aeroport două ceasuri. Și el a spus știu și m-a adus aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze! M-a surprins în mod plăcut prin prezența dumneavoastră la un timp de rugăciune. Să vă ajute Domnul tot așa să o țineți înainte. Amin. Am citit un verset și din versetul acesta am ales să predic doar din expresia finală, din partea finală. Domnul i-a iubit pe ai săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. În ultima vreme eu primesc de la Domnul mai mult predici legate de statornicie. Probabil că eu am îmbătrânit, am ieșit de 5 ani la pensie, am trecut de amiază, am trecut de culmea dealului, mă uitam la tineri care cântați, am alergat și eu așa ca și voi, până sus. Acum trăs picioarele, scrutez așa capătul să văd când voi ajunge și Domnul tot îmi spune mereu prin Scriptură să rămân statornic. Pavel spunea în 2 Tesaloniceni 1:4 că eu mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră. Și am ales în seara aceasta expresia folosită de evanghelist că Domnul i-a iubit pe ai săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. Asta e statornicie. Aș vrea să vă spun cum am înțeles eu, care e explicația care am primit eu acestei expresii, a iubi până la capăt. Că nu-i până la capătul iubirii, că iubirea nu are capăt. 1 Corinteni 13:8, dragostea nu va pieri niciodată. Sunt lucruri care nu se termină, nu? Isaia 35:10, o bucurie veșnică le va încoruna fruntea. Isaia 9:7, o pace fără de sfârșit va dăinui. Iubirea nu are capăt. Domnul i-a iubit pe ai săi până la capătul vieții sale. El știa că trebuie să plece din lume și i-a iubit până la capăt. Și eu mă rog Domnului ca, legat de statornicia de care aminteam eu, să mă ajute să-L iubesc pe Domnul și să-L iubesc pe frați până la capătul vieții. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Expresia asta mie mai spune ceva, o expresie populară, folosită. Domnule, dacă intri într-o prietenie, într-o afacere, într-un joc, du-te până la capăt. Adică să nu ai rezerve. Domnul când i-a iubit pe ai săi, i-a iubit cu o intensitate maximă. Dacă ar putea fi numărată gradațiile astea ale iubirii, Domnul i-a iubit până la capăt. El a dat toate dovezile de iubire ucenicilor săi care se puteau da. A iubit până la capăt. Am un prieten, slujește ca păstor în Bosanci. Voia el să-mi spună o poveste și nu avea timp. Mi-am făcut timp și mi-a povestit-o. Și-mi spune, frate Dragoș, eu cu nevasta m-am înțeles foarte bine. Am crescut mai mulți copii, am avut o familie bună, m-a ajutat, el slujește foarte mult cu Evanghelia. Într-o seară am venit de la evangelizare, eram așa de obosit, mi-a făcut mâncare, m-am culcat. După miezul nopții m-a trezit și mi-a spus, măi, tare mi-e rău. Mi-am dat un pahar de apă, o pastilă și ea spune, nu, du-te, te rog, cheamă salvarea, că mi-e foarte rău. Eu l-am sunat la 112, el a trecut din miezul nopții și până a venit salvarea, prietenul meu îmi spune, soția mea s-a lepit de mine, o zâmbit la mine, s-a uitat așa șăgalnic într-un fel și a spus, eu mă duc la Domnul. Dar să nu uiți că eu te-am iubit tare mult pe tine. Frate Dragoș, a pus capul pe umăr la mine și a murit. Când a venit salvarea, a constatat decesul. El s-a ridicat în adunare și spune, mă urmărește întâmplarea asta.
mă urmărește privirea ei, mă urmărește declarația ei. Ultima vorbă care mi-a spus înainte de a muri, a spus, nu uita că toată viața te-am iubit. Și s-a ridicat la învonul bisericii și a spus, eu nu mă mai căsătoresc, să știe toți. Și copiii au spus, tata, ești tânăr, pot să fiu. Eu nu pot. Privirea asta a lui maică ta mă urmărește. Eu cred că asta înseamnă să iubești până la capăt, nu? La noi într-o seară a venit un frate din Prisicăren, din Ucraina, Ilie Panțeru, un bătrân. Ne-a anunțat așa ca și mine. Era o binecuvântare de copii, s-a întâmplat. Și am spus, fratele, să dea un îndemn. A început să predice. Un om extrem de simplu. Când a început omul ăsta să predice, adunarea a început să plângă. Printre altele, el ne povestea fraților, după căsătorie, exact la 2 săptămâni, la 2-3 noaptea, au venit caghebiștii și mi-au luat nevasta din pat. Ea era pocăită, era trecută pe tabele cu pocăiți și au luat-o. Au urcat într-un camion, în ladă, cum era înainte, și nevasta a spus, Ilie, în Siberia am auzit că e tare frig, m-a luat un capot, dă-mi o haină groasă. O învelit el o haină groasă într-un bulgări mare, când nu l-a lăsat să apropie de camion. Și i-a aruncat-o acolo și le-a spus, îi nevasta mea, eu-s pocăit, îs penticostal, luați-mă în Siberia. Nu ești pe tabel. Și îmi spunea fratele la noi în adunare, când a plecat camionul, m-am aruncat și m-am prins de ladă să sar în camion. Și m-a lovit cu 4 arme peste deget până am căzut lângă camion. Și atunci știi ce am făcut? Am lucrat un an și jumate, mai mult de un an și jumate, prin sat cu ziua, am strâns bani și am spus, mă duc în Siberia la nevastă. Și îmi spuneau alți, băi, băiete, tu știi unde e Siberia, măi? Nu mai sunt femei în sat, măi? Ești băiat tânăr. Și el a spus, nu, eu am un legământ, eu am o nevastă și eu trebuie să o iubesc și să fiu cu ea până la capăt. O ajuns în Siberia, au avut 8 copii, greutățile vieții, au venit înapoi. Și i-am spus, frate Ilie, când mai vii odată, vii cu nevasta. Ce mă urmărește pe mine altceva era din predica lui. Vorbea de greutățile vieții din Siberia, de dragoste care au avut unul pentru altul. Îmi spunea că ei nu s-au certat în ani și ani de căsătorie niciodată. Și repeta mereu aceeași întrebare, să mă uita în spate la mine, să mă uita prin adunare și îmi spunea, dar voi când vă certați, de la ce vă certați? Au trecut de atunci ani, fratele a fost chemat de Domnul anul trecut, la o vârstă venerabilă, a fost chemat acasă. Și când am odată ocazia să mă cer, că sunt ocazii, îmi răsună întrebarea fratelui Ilie, de la ce te cerți tu când te cerți în casă? Chiar să merită să te cerți? Eu cred că asta înseamnă a iubi până la capăt. Să ne ajute Dumnezeu, amin? Și dacă am vorbit de explicația acestei expresii, ar trebui în mod normal să avem o parte aplicativă. Ce avem noi de făcut? Și apoi spunea în Marcu 12:30, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea ta. Asta e partea noastră, asta trebuie să facem noi. În Proverbii 27:19 spune, cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima la inimă. Dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi, nu trebuie să-L iubim și noi pe El? În Epistola lui Ioan 1, capitolul 4, versetul 19, spune, noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Ce avem noi pocăiți de făcut? Să-L iubim pe Domnul până la capăt, amin? Apoi versetul 31 din același Marcu 12 spunea, și următoarea poruncă tot mare este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să ne ajute Domnul să iubim pe frați, 1 Tesaloniceni 4:10, și să iubim pe oameni din Petru cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Să ne ajute Domnul, amin? Asta e predica din seara asta. Adică să iubim până la capăt și să aplicăm expresia asta în viața noastră. Dacă ar fi să intru în amănunte, atunci eu mai am 2 gânduri, așa, legat de expresia asta, am făcut 2 capitole, așa cum e Biblia mea, și pe unul am scris, iubire demonstrată și demonstrată până la capăt, și al doilea, iubire abandonată. Că sunt unii care au iubit, dar la un moment dat nu au mai iubit. Însăși bisericii din Efes, Domnul îi făcea reproșul zicând, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Hai să vorbim de iubirea asta demonstrată.
Spunea Dumnezeu la evrei în cartea prorocului Maleah, în capitolul 1, versetul 1 și 2, Izraele, te-am iubit. Și ei zic, prin ce ne-ai iubit? Pentru că dragostea trebuie demonstrată. Izrael, te-am iubit. Și ei spun, dar cu ce ne-ai iubit? Și Domnul îi spune, nu este Esau frate cu Iacob? Totuși pe Esau l-am urât și pe Iacob l-am iubit. Știți prin ce i-a iubit? Prin alegere. Dumnezeu i-a iubit pe evrei și le-a demonstrat că din toate popoarele lumii a ales să fie poporul său. Citiți, vă rog, Deuteronom 7, de la versetul 6 la 9. Dumnezeu tău te-a ales, nu că erai mai grozav și mai puternic, ci te-a ales pentru că te-a iubit. Ucenicii au fost iubiți de Domnul pentru că au fost aleși în lucrarea Lui. Scrie cuvântul Domnului că după o noapte petrecută în rugăciune, Domnul i-a ales pe cei 12 și asta e puțin lucru. Pavel vorbește de învierea și arătările Domnului în Corinteni și spune că Domnul s-a arătat lui Chifa, s-a arătat pe drumul Emausului la doi, în timp ce călătoreau. S-a arătat la 500 de frați deodată, unii mai trăiau când scria Pavel. Și mai este un verset, la urmă, ca unii stârpituri, mi s-au arătat și mie. Știți de ce știu eu că mă iubește Dumnezeu? Că mi s-a descoperit și că m-a ales să fiu copilul său. Când era la noi în sat că o mână de pocăiți puțări și trăiau frații pocăința, o striga Duhul Sfânt așa, voi aduce de pe toate ulițele satului aceștia oameni în poporul acesta. Și îmi imaginez cum s-a uitat Dumnezeu din înălțimea cerului și pe o uliță strâmbă acolo unde stau eu, a ales pe bunicii mei, a ales pe părinții mei și m-a ales pe mine. Lucram 35 de ani, am făcut serviciu la stat. Erau oameni mai frumoși ca mine, mai deștepți ca mine, mai cum vreți. Și numai eu eram singur pocăit. Și mă uitam acolo ce înseamnă să te iubească Domnul și să te aleagă. Voi sunteți aici în adunare, marți seara la rugăciune, că Dumnezeu v-a ales ca să fie o seminție aleasă, un popor care se poarte numele cu cinste în Cluj. Să ne ajute Domnul, amin. Partenerii de viață. Eu spun, în anul în care eu m-am căsătorit, acum 30 ceva de ani, la noi în adunare au fost 18 căsătorii la rând, nu 18 duminici. Erau multe fete, toate erau pocăite, toate erau frumoase, toate erau harnice, așa ca voi. Dar eu m-am dus și am ales una. M-am dus la ea, m-am rugat Domnul, mi s-a aprins așa un sentiment special și am spus, vrei să ne căsătorim? Păi asta nu-i dovadă de iubire? Alegerea nu-i dovadă de iubire? Cu ce ne-a iubit? Păi v-am iubit că v-am ales. Prin fața lui Ahasveros nu știu câte fete frumoase au trecut. Dar scrie în Estera 2 cu 17, când a venit Estera, inima împăratului s-a lipit, o căpătat trecere, o luat cu una și o pus-o repede pe cap și o făcut-o împărăteasă. A ales-o. Noi ne alegem prietenii. Nu mai vorbesc de Rut și Naomi. Nu vorbesc de David și Ionatan. Noi alegem unele obiceiuri și dacă îți bune, e bine să le iubim până la capăt. Spunea cuvântul Domnului că s-a stârnit o mare prigoană împotriva creștinilor. Istoria arată prin anii 67-68. Nero a stârnit cea mai mare prigoană. Creștinii erau omorâți. Pavel era în Roma, într-o temniță, într-o stâncă, acolo legat cu două lanțuri. I s-a dat voie să scrie o scrisoare către Timotei. Și îi scria lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 4, la versetul 6 în jos. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. El știa că îi se taie capul. M-am luptat, cea bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea, mă așteaptă cu una. Timotei, dacă vii la mine, adă mantaua de la Troa, că mi-e frig. Nu știu câte zile mai trăiesc. O zi, două, o săptămână. Dar dacă vii, adă mantaua. Și te mai rog un lucru. Dacă vrei, adă-mi și cărțile de piele. Eu oricum mor, oricum îmi tai capul. Mai citesc câteva foi până mor. Știi de ce? El iubea cercetarea. El era doctor, dacă vreți, în teologie. El iubea scrierile Vechiului Testament. Și a spus, până îmi tai capul, eu mai citesc.
Știți că aceia care iubesc cititul, apoi citește pe autobuz, citește, oricum ei citesc, că le place. Eu aș dori ca Domnul să ne dea dragostea asta de Scriptură și dragostea asta de cercetarea Scripturii să o ducem până la capăt. Amin? Vorbim de dragostea asta, mai povestit-o la noi în sat, un bărbat a plecat pe front, nipocăit. A stat 8 și jumate, aproape 9 ani. Nevasta lui între timp s-a pocăit. Și a avut o lucrare, ea a primit vești că bărbatul e mort. Și e îngropat. Ea a avut o lucrare printr-un glas profetic și a spus, femeie, soțul tău trăiește și într-o zi însemnată te vei întâlni față în față cu el. Valeria și cu Viorel erau la adunare, Valeria trăiește, are 80 ceva de ani, fratele Viorel a murit, iau un cuiet ușa ca să plece la adunare. Când întoarc în ogradă era un rus mare, cu o manta rusească, cu o raniță rusească, cu șapcă, cu cozoroc, și îi spune, auzi dumitale, eu vin de departe, splămând, s-obosit, nu vrei să mă lași să dorm un pic aici să mănânc? Și femeia îi spune, măi omule, eu te cred. Dar eu sunt o femeie fără bărbat, nu pot să te primesc la mine. Du-te la vecinul că este bărbat, ai să mănânci, ai să te odihnești. Și el îi spune, Ileana, nu mă mai cunoști. Și el spune, Dumitru, tu ești. S-a îmbrățișat acolo. Și a spus, dar unde te duci? Dumitru, eu m-am pocăit. O lăsat omul mantaua și ranița și a venit la adunare. Ani de zile l-am știut în adunare. O mai avut 3 copii care sunt foarte buni prieteni și vecini. Acasă stau gard în gard cu ei. Eu când aud că apar atâtea probleme în familie, vorba fratelui Panțiru și acum îmi sună. De la ce vă certați? De la ce aveți probleme? Călătoresc mai mult prin adunări și sunt ispitit în fel de fel, frate, știi, soția m-a părăsit, o plecat la mamă sa de nu știu câte luni, pot să mă însor? Măi, nu pot să te însori, pot să te însori, măi. Dar tu nu iubești până la capăt? Dar n-ai un legământ până la capăt? De ce să creăm noi un precedent așa? La noi a predicat un frate, un prieten de-al meu în adunare. Și-a predicat bun cunoscător de Scriptură, un om cu frică de Dumnezeu, dar la cor, vreo 2 frați cam bodogăneu, cam roșu, cam... Eu am văzut că ceva nu li convine. Măi, nu li convine ceva? Da, nu li convine. S-a terminat adunarea, n-a dins, m-am dus și pacea Domnului, pacea Domnului. Unul nu se mai rabdă. Spune, frate Dragoș, tu îl cunoști pe omul ăsta? Măi, vorba lui Simionu, până la femeie și așa îl cunosc. Tu știi că ăsta a avut probleme în familie? Știu. Tu știi că ăsta are nevastă de-a doilea? Știu. Și ce să mă învețe ăsta pe mine? Ce l-ai pus, voi, fratele? Ce să mă învețe, mă, ăsta pe mine? Și eu zic, nu știu ce știi tu, eu știu ceva mai mult ca tine. Băiatul ăsta era nepocăit, înalt, subțirel, frumos, pedant, implicat în politică de viitor. S-a îndrăgostit de o pocăită. Și pocăita, i-a spus, eu nu pot să vorbesc cu tine că-s pocăită. Dacă vrei, vei la adunare. O merg la adunare, pocăita, fată de păstor. O merg la adunare... O avut harul să se întâlnească cu Domnul. Domnul o boteza cu Duhul Sfânt. O făcut căsătorie. După căsătorie, la scurt timp, nevasta l-a părăsit. Și-a fugit cu altul. Și cine mai știe cu cât s-a fugit. După o vreme, a venit frate la omul ăsta și a spus, frate, ești tânăr, a trebuit să te căsătorești. Și el a spus, nu. Voi îmi dați deslegare, interpretați Scriptura. Eu la nevasta asta i-am jurat credință până la moarte. Și o stat singur 40 de ani. După 40 de ani, femeia asta, fiind bolnavă, foarte bolnavă, a venit la el și a spus, mă primești acasă? Și el a spus, da. O primit-o, o îngrijit-o și o mormântat-o. Și după ce o mormântat-o, s-o recăsătorit, știu foarte bine, și socrii și toți. Ei, când i-a spus povestea asta, i-a spus, ăsta îmi spune băiatul, bă, pe ăsta e sfânt, mă. Aha, acum îi părea rău că nu a ascultat predica. Ăsta e un sfânt. Știți ce înseamnă să iubești până la capăt? Știți ce înseamnă să fii pocăit până la capăt? Știți ce înseamnă să slujești până la capăt? Vorbeam de fratele acela de obiceiuri bune, că dacă sunt buni, îl ținem până la capăt. Fratele Dumitru venit de pe front, era bolnav și o chema frață, la el era rugăciuni în casă, se rugau. Și frață stăteau de vorbă și el a spus fraților, voi mai aveți timp, eu trebuie să plec, hai să ne rugăm. S-a plecat pe genunchi. O făcut o rugăciune. Când s-a terminat rugăciunea, toți s-au ridicat
mai puțin fratele Dumitru Gula, care a rămas cu capul pe pernă, chemat de Domnul acasă. El a iubit rugăciunea și a iubit-o până la capăt. Mă bucur mult de voi că văd adunarea plină la rugăciune. Să vă țină Domnul obișnuința asta până la capăt, amin? La noi în sat era un frate, Mitruță Gula îl chema, bun cunoscător de Scriptură. Eu eram copil și mă temeam de el. De câte ori mă vedea, mă chema la el și îmi punea întrebări. Mai știem, mai nu știem. Odată am vrut să-l prind eu cu o întrebare. Și am spus, Domnul Iisus o mânie odată? Și o știu să-mi răspundă. În fiecare seară, frații ăștia s-adunau undeva la rugăciune și lui fratele Mitruță sta la masă cu Biblia deschisă și punea întrebări. Avea omul ăsta o cunoaștere a Scripturii deosebită. Și în timp ce explica, avea 53 de ani și jumătate. Și le explica la frați din Scriptură, numai o tras aer adânc, a pus capul pe Biblie și așa a murit acolo cu capul pe Biblie. Și a spus, măi, la cât o iubit omul ăsta, Scriptura nici nu putea să moară altfel. Dacă vouă vă place Scriptura, să vă placă până la capăt. Într-un psalm 26 cu 8, parcă spune acolo, Doamne, eu iubesc locul, locuințe tale și unde se prezintă slava ta. Dacă iubești adunarea, apoi iubiți-o până la capăt și în fiecare seară, nu numai când e evangelizare, când îți pus afiri, iubiți-o așa mare seara, iubiți-o când mai aveți, iubiți-o și veniți la adunare, fraților. Dumnezeu să vă ajute. Cu toată smerenia o spun, eu am ani și ani de zile de când n-am lipsit niciodată la adunare. Dacă n-am fost la Bosanci, am fost în alt. Numai dacă eram pe avion cumva și atunci mă gândeam la frați. Pentru că am avut un coleg de serviciu adventist. Eu am fost mecanic locomotivă toată viața, cu un program tare aiurea făcut. Și colegul ăsta îmi spune, mai în vârstă ca mine, după 12 ani îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că încă în 12 ani n-am lipsit de la biserică niciun sabat. Și eu m-am gândit, mă, ăsta poate, și noi nu putem veni la adunare, nu putem veni peste săptămână, nu putem veni, suntem comozi duminică dimineața, n-ar trebui să iubim mai mult adunarea? N-ar trebui să venim la adunare și să iubim adunarea până la capăt? La noi o soră sta bolnavă și un frate i-a spus, soră, nu-ți pare rău că nu poți veni la adunare? Și ea a spus, nu. Eu cât am putut veni, n-am lipsit niciodată. Cât am putut veni și sora aceea era nelipsită de la adunare. Noi odată am făcut eu o remaniere în cor, erau cam mulți, nu mergeau cântările bine, nu prea aveam locuri și am spus că unii din cor ar trebui să plece. A venit un frate la mine, a pus mâna pe umăr la mine și a spus, frate Dragoș, te rog un lucru, avea aproape 80 de ani, un bas profund. Cântările care le știa nu trebuia doi basiști. Îmi spune, lasă-te noi, mă mai încurc până le învăț. Știi ce te rog? Lasă-mă să cânt în cor până la 85 de ani. Eu sunt primul care am ființat corul aici cu un grup de frați. Și l-a rugat pe Domnul să mă lasă să cânt în cor. Dacă Domnul mă lasă, mă lasă tu. Frate, Gheorghiță, am început să plâng, du-te și cânt în cor. Și Domnul l-a lăsat în viață până la aproape 90. Dar după 80 ceva de ani, îmi spune, frate, Dragoș, mă duc. De acum nu-i locul meu la cor. Băi, dacă te-o chema Domnul să cânti, apoi cântă cât trăiești tu. Te-o chema să predici, te-o chema la o slujbă, nu? Roman 12 cu 7. Să se țină de slujba lui, dar până la capăt. Să ne ajute Domnul, amin? Frații mei, intrăm în capitolul 2, nu-mi place să predic de acolo. Iubiri abandonate. Lasă așa subțint câteva gânduri, temă pentru acasă. Vis-a-vis de iubirea în familie, David s-a căsătorit cu fata lui Saul. O chema Mical pe nevasta, un amănunt acolo îmi place și Mical iubea pe David. Și David a mai luat încă 5 neveste după aceea și eu nu l-am înțeles. Și David o pândea pe Batșeba, nevasta lui Uri, Hetitul, și iar n-am înțeles. N-am înțeles. Și David a adus chivotul de la Obed-Edon la Ierusalim și o chema și slujnicile și levii și căpetenii și o uita să o chemi pe nevasta. Mical a rămas uitat pe geam cum intră chivotul. Eu știu un frate din diaspora, a uitat nevasta la adunare când a plecat. O lua copiii, o plecat și a rămas nevasta fără poșetă, fără telefon. Când ajunge acasă, spune, uite, mai că nu e mașină? Spune, nu!
Ui, cred că am uitat la adunare. Și erau mulți kilometri, să duci femeia asta în ușa adunării dezbrăcată. Măi, omule, am uitat, știi eu, na. David a uitat să o cheme Mimical la sărbătoare, s-a uitat pe geam, eu a rămas acolo. Asta nu e bun, frate. Asta mi se pare, eu trec la iubire abandonate. Spune în 1 Împărat, capitolul 3, parcă versetul 3, acolo în secret, dar Solomon iubea pe Domnul. Și noaptea la Gabaon, în versetul 5, s-a ratat un vis. Solomon iubea pe Domnul. Dar la 11 împărați, de la 1 până la 6, e un cuvânt care nu-mi place. Solomon a iubit multe femei, amonite, sidonite, egiptene, filistene. Și târât, versetul 2, femeile astea l-au târât înspre idolii lor. Că iubirile astea îs ca o funie, dacă e bun, e bun și dacă în os e parcă 11 cu 4, i-am tras la mine cu funii de dragoste. Solomon târât de iubire s-a dus spre idol. Și spune, Solomon a făcut ce nu plăcea Domnului. Frații mei, haide să iubim până la capăt, Dumnezeu să ne ajute. Vorbim de demonstrația iubirii, alegerea. Vorbim de demonstrația iubirii, slujirea. Dumnezeu a slujit la evrei. Când în Isaia 5 parcă întreba, ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut? De Dumnezeu, eu trecut prin mare, prin Iordanul, o nimicit pe On, pe Sihon, o căzut zidurile Erihonului, le-o dat mană din cer, tone de prepeliță, le-o crescut papuci în picioare, le-o crescut hainele pe ei și nu s-au învechit. Dumnezeu a slujit la evrei. Că dovada iubirii e slujirea. În casă noi trebuie să slujim unii altora dacă iubim partenerul de viață. Mie îmi place întâmplarea aceea, trecea un om pe drum și altul strigă, hei tu! Vin încoace. Și ăla se oprește. Ce vrei? Tu știi că neamul tău, Elimelec, Mahlon și Chilion, au murit în Moab? Și că moștenirea trebuie răscumpărată și tu ai drept de răscumpărare? Și el a spus, am să o răscumpăr. Da? Și spune Boaz, dacă îi cumperi moștenirea, o cumperi și pierut. Și el spune, nu, o cumpăr că îmi stric moștenirea. Pierd la avere. Nu a vrut să slujească. Boaz a riscat. O cheltuit, dar a fost binecuvântat de Dumnezeu. Dovada iubirii e slujirea în casă, în familie. Și am o grămadă de exemple de oameni care au slujit unii altora. Că eram în Italia la o fată tânără care îi ducea pe soț în cărucior. După căsătorie, el o paralizat, făcea baie, i s-a rupt șina spinării și i-a spus, dă-te rog să-l duc ea. Și i-a spus, dacă vrei, e în plasa, pe soțul meu eu îl duc. Și a stat cu el la masă. M-am uitat. Păi asta e sfântă, măi, oameni buni. Familia Sângiorzan de la Feldru, 44 de ani. Nevasta l-a îngrijit pe o parte și pe altul. Că dovada iubirii trebuie demonstrată, e slujirea, nu? Apoi femeia din 31 proverbe, care grozavă femeia aceea, tot ce face ea este ca bărbatul ei să fie văzut bine la porți. Asta e o femeie înțeleaptă și pocăită. Nu face să iese ea în evidență. Mie îmi displace curentul feminist. Promovarea excesivă a femeii. Femeia are locul ei pus de Dumnezeu. Dar o femeie înțeleaptă tot ce face ca bărbatul ei să fie văzut bine. Asta nu-i slujire? Să ne ajute Domnul. Amin. Putem vorbi mult din cuvintele acestea, dar dovada iubirii e alegerea, îi slujirea, noi trebuie să slujim fraților, să iubim pe frați. Spune în Proverbe 17:9, cine amintește o greșeală, cine acoperă o greșeală, caută dragoste, dar cine o amintește, caută dezbinarea. Măi, când iubești în casă, acoperi greșeala. Și avem ce acoperi. Avem ce acoperi? La bărbat avem, la nevastă avem ce acoperi, la copii și copiii la noi, poate mai mult câteodată. Că nu-și permit, dar eu am acum o fată mai, așa și băietul mai mare, spune, tată, dar n-ai dreptate aici, tată, așa. Acum nu mi-a plăcut când au început ei să mă judeci pe mine, dar mă duc așa deoparte și spun, băi, ăștia au dreptate. Și acum trebuie să mai acoperim. Cine acoperă o greșeală, capătă iubirea, să ne ajute Domnul, amin. Apoi spune cuvântul Domnului, fraților, Ioan 3:17, să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta și cu
adevărul, e bun și la nivel declarativ. Psalmul 18, te iubesc din inimă. Psalmul 116, iubesc pe Domnul. Dar n-ajunge numai declarație, mai trebuie să și demonstrez cu fapta. Cu fapta nu intrăm în detalii, știm cum trebuie să iubim cu fapta. Aș vrea numai să vă amintesc că noi trebuie să iubim cu adevărul. Dam o dată, nu la Cluj. În altă parte dam un exemplu și spuneam, măi nevastă, dacă e sâmbătă seara și bărbatul tău îl vezi că se uită la televizor, du-te și închide televizorul și spune așa, dacă mâine fratele Călin te pune la un îndemn de rugăciune, tu ce ai să spui? Dacă vrei ca bărbatul tău să fie mântuit și să-i spui, măi omule, nu te văd citind în Scriptură, ești tată și de copii, nu te văd rugându-te la masă, stau copiii să te rogi și te apuci de mâncare și să uită copiii mirați la tine, nu te văd postind prea des și ești totuși căpetenia familiei noastre. Asta înseamnă că îl iubești cu adevărul, că îl vrei mântuit, nu? Îl spui în dragoste, dar cum eu iubesc pe bărbatul meu și îl lăs să vadă ce vrea, face ce vrea, stă ca copiii mai rău pe internet și pe telefon și duminică dimineața la adunare. Nu? Dacă îl iubești, trebuie să-l ajuți. Apoi bărbatul poate să-i spună la nevastă, măi nevastă, nu văd bună asta la tine, dacă o iubești, nu o vrei mântuită? Povestea cineva odată cu o femeie așa trecută de vârsta mijlocie. O luat o roche și facea parada modă pe oglindă, se învârtea roată și o venit cântând la bărbat și spune, auzi, dragule, îmi stă bine? Și ăsta era mai în vârstă, pune ochelarii, se uită, spune că stă bine. Îți stă prea bine, dă-o repede jos. Că nu poți să mergi cu asta la adunare. Păi nu vrei femeia ta să fie mântuită? Să fie mamă la copii? Iubim nu numai cu vorba, iubim și cu fapta și cu adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Dacă să mai dea Domnul vreodată să vin la voi, poate o să continuăm predica. Iubire demonstrată, alegere, slujire și jertfă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și iubire abandonate, alegerile la care le abandonăm, slujim până la o vreme și abandonăm, Ioasa a slujit pe Domnul în vremea lui Ihoiada. După ce a murit marele preot, l-a omorât pe feciorul, pe Zaharia și s-a închinat la idă. Dima a slujit lui Dumnezeu și l-a iubit pe Dumnezeu până la o vreme. Dar acum scrie Pavel, Dima din dragostea pentru lumea de acum m-a părăsit. Asta nu-i iubire până la capăt. Nu-i pocăință până la capăt, nu-i slujire până la capăt. Și nu-mi place să vorbesc de aici. Fiii lui Levi au intrat în slujbă cu jertfă, Exod 32. Treceți prin tabă, omorâți mamă, tată, soră, frate, toți închinători la idol. Și a spus Moise, intrați că sunteți vrednici. Și citesc în Ezechiel 44 cu 10. Dar fiii lui Levi care au rătăcit, când au rătăcit Israelul, ei nu vor intra în locul preasfânt. Plătește așa un preț de mare să intri în pocăință și renunți la pocăință după aceea? Îmi vine în minte un exemplu și închei. La mine a venit un frate dintr-o comună de acolo, avea o treabă cu mine. O venit să-i dau ceva. Și mi-a spus, frate, dar tu ești pocăit? Da, frate, ești pocăit. Frate, eu când m-am pocăit, era iarnă. Am cerut botezul în februarie. Mi-a spus fratele păstor, măi lasă pe la primăvară. Nu, frate, pocăința nu se amână. Și am vrut botez la apă curgătoare. Am luat presbiterul, m-am dus în apă, am făcut o copcă în gheață și am luat botezul. Asta e pocăință. Pentru mine ăsta om era sfânt, m-am uitat la el, eu am luat apă, botezul în cadă, am mai pus vreo 3 găleți de apă caldă la urmă, să nu mă tai la picioare când intru, așa. Bă, ăsta e sfânt tare. O trecut ceva vreme, am uitat alt frate la pătrăuță. I-am spus, măi, este la voi un frate care o spară gheața și o luat botezul? Da. Bă, ce mai face, frate, că așa mi-e de drag? O, frate, s-a lăsat de pocăință. Și atunci am spus, dar de ce iei în gheață în februarie ca mai să te legi de pocăință? Fraților, fiii lui Levi au intrat în slujire cu jertfă, cu o jertfă supremă, cu prețul fratelor, a mamei, a tatei, a fiicei, acolo, cu prețul ăsta. Și când au rătăcit, toți au rătăcit și ei. Dar, bă, de ce mai intrat cu așa un preț. Au fost oameni care au suferit mult pentru pocăință. Prigoane din casă, de la părinți, de la bărbați, de la nevastă. Și au venit o vreme la adunare și nu spun că s-au lăsat, dar sunt numai niște pocăiți căldicei acum. Și pocăiți lumești.
Și atunci întreb, de ce ai plătit așa un preț de mare ca să abandonezi mai târziu slujirea? Dacă vreți, gândurile astea ne-am avut. A iubi până la capăt, să iubim toată viața noastră la intensitate maximă și Dumnezeu să ne ajute. Să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe frații, parte aplicativă. Și o să vă aduceți aminte de două capitole. O dragoste demonstrată prin alegere, slujire și jertfă. Și o dragoste abandonată la toate trei capitolele. Eu doresc ca biserica de aici din Albini să-L iubească pe Domnul și să vă iubiți unii pe alții până la capăt. Amin.